Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu, vom vorbi despre certificatul medical și despre condiția de validitate a contractului individual de muncă. Referitor la criteriile care atrag nulitatea contractului individual de muncă, ce se întâmplă dacă se semnează contractul de muncă, iar programarea la medicul de medicina muncii se petrece în maxim următoarele 2 săptămâni? Prin urmare, fișa de aptitudine ajunge la angajator cu 2 săptămâni după încheierea contractului individual de muncă. În această situație, contractul este nul? Specialiștii portalcodulmuncii.ro ne oferă următoarea soluție. Potrivit articolului 27 alineatul 1 din Codul Muncii, o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Examenul medical la angajare în muncă se realizează în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor. Potrivit articolului 8 alineatul 1 din acest act normativ, serviciile medicale profilactice, prin care se asigură supravegherea sănătății lucrătorilor, sunt examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activității, supraveghere specială și promovarea sănătății la locul de muncă, iar conform articolului 13, examenul medical al lucrătorilor la angajarea în muncă stabilește aptitudinea condiționată, inaptitudinea permanentă sau temporară în muncă pentru profesie, funcția și locul de muncă în care angajatorul îi va desemna să lucreze. Examenul medical la angajarea în muncă se face la solicitarea angajatorului, care va completa fișa de solicitare a examenului medical la angajare conform modelului prevăzut în anexa numărul 2 și fișa de identificare a factorilor de risc profesional conform modelului prevăzut în anexa numărul 3 la hotărârea de guvern 355/2007. Medicul specialist de medicina muncii, în baza fișei de solicitare a examenului medical la angajare, fișei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical și a examenelor medicale efectuate, completează fișa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare, apt, apt condiționat, inapt temporar sau inapt pentru locul de muncă respectiv. Examenul medical la angajarea în muncă este obligatoriu în condițiile arătate, pe care, de consecință, fișa de aptitudine nu poate fi înlocuită cu alte înscrisuri, cum ar fi adeverința eliberată de medicul de familie sau de alt medic care să ateste că viitorul salariat este apt de muncă. Așa cum am arătat potrivit articolului 27 alineatul 1 din Codul Muncii, o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Iar articolul 27 alineatul 2 din același cod prevede că nerespectarea acestor prevederi atrage nulitatea contractului individual de muncă. Totodată, în conformitate cu prevederile articolului 13 litera J din legea 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă, angajatorul are obligația să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical și după caz atestării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute, și să asigure controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic ulterior angajării. Iar nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, potrivit articolului 39 alineatul 4 din legea 319/2006. Astfel, este obligatoriu ca salariatul să fie apt pentru prestarea acelei munci, aceasta fiind atât o obligație a angajatorului pentru a cărei nerespectare este sancționat contravențional cu amendă, cât și o condiție de validitate a contractului individual de muncă. Conform articolului 57 alineatul 3 din Codul Muncii, nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condițiilor impuse de lege. Așadar, contractul individual de muncă încheiat fără certificatul medical prevăzut de lege este sancționat cu nulitate absolută, întrucât s-a încălcat o normă de securitate și sănătate în muncă imperativă. Dar dacă ulterior certificatul este obținut, nulitatea se acoperă în baza articolului 57 alineatul 3 din Codul Muncii. Mai mult, angajatorul nu poate să își invoce propria culpă, constând în faptul că a angajat o persoană pentru care nu a solicitat efectuarea examenului medical la angajare în condițiile legii.